Acțiuni cu efective mărite a polițiștilor timișeni pentru combaterea nerespectării normelor rutiere. În perioada 15-17 martie, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pe raza întregului județ pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță rutieră. Astfel, au fost legitimate 822 de persoane și au fost verificate 680 de vehicule. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 618 sancțiuni contravenționale, dintre care 214 au fost aplicate pentru nerespectarea limitelor legale de viteză și 147 pentru nepurtarea centurii de siguranță. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 37 de permise de conducere și au fost retrase 26 de certificate de înmatriculare. Unul dintre șoferii pe care polițiștii secției 2, Poliție Rurală Săcălaz, i-a oprit pentru control a fost un bărbat în vârstă de 21 de ani, alături de un pasager, asupra căruia polițiștii, în urma unui control corporal, au depistat că deținea 6 folii de staniol ce conținea o substanță cristalină de culoare alb semitransparent, ce păreau a face parte din rândul celor cu efect psihotrop. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere ilegală de substanțe psihotrope.